Salutare, pariori! Pentru ziua de luni, tipsterii de pe site-ul biletuminunzilei.com au pregătit 7 pronosticuri. Haideți să revedem! În această perioadă poți profita de 150 de rotiri gratuite fără depunere și fără condiții de rulaj la slotul Shining Crown. Bonusul este oferit de Las Vegas Casino, iar pentru mai multe detalii te invit să accesezi linkul din descriere. Monza Sampdoria. Radu Oprea crede că vom avea parte de un meci deschis, ambele echipe fiind foarte motivate pentru a obține victoria. Ținând cont de nivelul celor două echipe, tipsterul nostru crede că vom vedea modificări pe tabela de marcaj încă din prima parte a meciului, așa că pariul său merge pe cel puțin un gol înscris în prima repriză. Umranie Spor, Adana Demirspor. Tipsterul Red spune că echipa gazdă este una dintre cele mai slabe echipe din campionatul Turciei, în timp ce Adana Demirspor luptă pentru pozițiile fruntașe ale clasamentului. Prin urmare, tipsterul nostru se așteaptă ca diferența de valoare să se vadă pe teren, iar pronosticul său merge pe cel puțin o repriză câștigată de Adana Demirspor. New Jersey Devils, Vancouver Canucks. Andrei Cinculescu spune că ambele formații marchează în medie peste 3,4 goluri per meci și astfel majoritatea meciurilor pe care le-au disputat s-au încheiat cu scoruri mari. Prin urmare, tipsterul nostru crede că hocheiștii celor două echipe vor modifica tabela de marcaj de mai multe ori, așa că pariul său merge pe cel puțin 6 goluri înscrise. Fenerbahçe Konyaspor. Cei de la Fenerbahçe încă luptă pentru câștigarea titlului, aflându-se la 6 puncte în spatele liderului Galatasaray. Astfel, tipsterul Johnny spune că aceștia nu-și pot permite pași greșiți și ținând cont că sunt favoriți la victorie împotriva celor de la Konyaspor, pronosticul său merge pe victoria lui Fenerbahçe și pe cel puțin 2 goluri marcate. Wade ne aduce în atenție duelul dintre Wolfsburg și Hamburg din prima ligă germană de basket. Gazdele ocupă locul 9, luptând pentru o poziție în play-off, în timp ce oaspeții sunt abia pe locul 15, forma modestă din ultima perioadă ducându-i aproape de zona retrogradării. În confruntarea directă din tur s-au marcat 169 de puncte, iar tipsterul nostru crede că vom vedea un scenariu similar, așa că propune pariul de peste 164,5 puncte. Verona-Lazio. David Chirilă crede că vom vedea un meci interesant, deoarece Verona vine după două victorii la rând pe teren propriu, iar Lazio este implicată în lupta pentru locurile de Champions League. În opinia tipsterului nostru, lațialii sunt favoriți, dar pentru o siguranță mai mare, pronosticul său merge pe X2 și peste 1,5 goluri. Botoșani Petrolul. Tipsterul Alex spune că ambele echipe sunt slabe din punct de vedere ofensiv, așa că ar trebui să vedem un meci de luptă, fără prea multe faze de poartă. Prin urmare, pronosticul său merge pe sub 2,5 goluri. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletuminunzilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.